Bună, dragii mei! Mai desfacem câteva pliculețe de Animatera. Împreună cu voi. Și vreau să vă arăt și catalogul de Animatera. Fetița mea deschide câteva pliculețe. Hai, pune-o jos să vedem ce ți-a mai picat și imediat vă arătăm albumul cu ce ne mai lipsește. Avem și jocul Animatera. Și o avem și pe Iliana ruptă din soare. Gata, ai desfăcut toate pliculețele? Da. Da? Bravo! Hai să le punem. Haide că acum le punem. Le deschidem catalogul, da? Logo. Iar acum vreau să vă prezint catalogul meu. De Animatera 3. Și îi luăm pe rând. Întâmpină orice provocare cu mult curaj. Doar așa vei schimba lumea. Și să-i ascultăm. Am văzut că merg și aceea în care eu nu am stat până acum. Creativitatea îți poate deschide o lume complet nouă. Întâmpină orice provocare cu mult curaj. Doar așa vei schimba lumea. Respectă natura și binele se întoarce înzecit. Eu pe rând pe tot să-i ascultăm. Vei avea doar de câștigat. Imaginația te poate purta oriunde. Magia nu e destul. E nevoie. Magia nu e destul. E nevoie și de perseverență. Iubirea te ajută să depășești orice obstacol.
inima deschisă, vezi binele în orice situație. Bucură-te de libertate ca de un dar unic. Cel mai important e să ai mereu încredere în tine. Superputere. Devotamentul prietenului tău cel mai bun este neprețuit. Și poți întoarce soarta în favoarea ta. Natura este singura sursă de energie vie. Un om cu adevărat puternic este un om liber. Și responsabilitate. Puterea. Deci din imagine. Un om cu adevărat puternic este un om liber. Oamenii trebuie să învețe devotamentul, să nu se clintească precum frunzele la fiecare adiere. Este răsplătită numai cu fapte bune. Iertarea este cheia schimbării. Au curaj să schimbe lumea. Prietenia te poate
salva din cele mai dificile situații. Matera pe care le am. Viața. Vă mulțumesc că m-ați vizionat până la final. Viața este cea mai valoroasă. Ai grijă să o protejezi mereu. Eu am fost Ramona. Pe data viitoare.